vedete, pomenea Domnul de atentatele de duminică părinilor din Egipt. Erau creștini copți, dar totuși creștini. Nu sunt diferiți foarte mult de noi ortodoxi bizantini sau de catolici. Punctele importante de credință sunt aceleași. Însă, ne rugăm lui Dumnezeu și creștinii conștienți fac eforturi de apropiere. Vedeți, în Vinerea Mare, în rugăciunea arhierească, printre multe alte lucruri, Domnul Iisus Hristos îi cere Tatălui: Tată, fă ca toți să fie una, cum eu cu tine una suntem, ca lumea să creadă că tu ai trimis. Este extraordinar. Și ar trebui să ținem seama de testamentul Mântuitorului.